Traian Băsescu este calificat drept unul dintre cei mai de succes politicieni din prima jumătate a anului 2009, scrie duminică în varianta sa online ziarul rusesc Pravda. Principalul succes al lui Băsescu, potrivit publicației vizate, este victoria pe care a obținut-o la începutul anului în referendul cu Ucraina, în disputa privind insula Șerpilor. Ucraina insistă că apele din jurul acesteia reprezintă zona sa economică exclusivă, însă Curtea Internațională de la Haga a susținut România, care consideră această insulă doar o stâncă, iar acum dreptul de exploatare a platoului bogat în resurse de petrol și gaz le va aparține românilor. Pravda se referă și la evenimentele din primăvară din Republica Moldova. Oamenii care au ieșit pe străzile Chișinăului au scandat lozinci de unificare a Moldovei cu România. Autoritățile locale au acuzat direct Bucureștiul de tentativă de lovitură de stat. Președintele României a dezmințit totul, însă, într-adevăr, a dat motive de bănuială, consideră autorul articolului publicat în Pravda, explicând aceasta prin refuzul președintelui român de a semna acordul de frontieră cu Republica Moldova. Trebuie recunoscut faptul că președintele român știe să obțină ce vrea. Traian Băsescu s-a arătat un politician iscusit, atrăgând atenția marilor puteri în prima jumătate a anului 2009. El nu a avut eșecuri și de aceea poate fi numit unul dintre cei mai de succes politicieni din prima jumătate a anului 2009, dacă nu chiar cel mai norocos, conchide Pravda.